Bun, deci avem stratul 4. Hai să facem rapid după același principiu și restul straturilor 5 și 6 și după asta putem să-l testăm. Sau o să-l testăm pe parcurs în proiecte, da? Bun. Deci, ca să ținem minte, să nu uităm, mai adăugăm un strat în consecvență. Ăsta la noi o să fie stratul 5. După același principiu, da? Strat 5. Dublu click, point, primul punct. Hai să îl începem. Să începem de aici, da? Pe 20. Deci punctul P21 trebuie să plece din origine. PX0 și PY trebuie să plece așa, minus G1 plus minus G2 plus minus G3 plus minus G4. Sau, da, deci a plecat în P20, deci e bine. Sau pot să fac așa, minus, paranteză, G1 plus G2 plus G3 plus G4, da, ca să fie mai înțeles, mai citibil. Minus G1 plus G2, deci toate straturile, toate patru straturile adăugate împreună, da, le scădem ca să ajungem în P20. Mai departe, mai adăugăm următorul punct care ar trebui să iasă nouă aici. Da, pentru asta trebuie să mă duc să mă uit la punctul P15. P15, să văd P15 cum l-am creat. P15, deci slope and delta Y, P2, A, punct de origine pe 2, TSA, talus, strat, asfalt, da, și minus, aici la fel, minus, paranteză, plus, închidem paranteza, da? Am înțeles, deci folosesc TSA, mă duc în stratul 5, punctul 2, slope în delta Y, aici TSA și aici băgăm formula respectivă, mai adăugăm stratul 4, 1, 2, 3, 4 plus G4. Bun. Aici să băgăm un minus. Aha, dar trebuie să plece din punctul P2. Din P2. Totuși punctul ăsta P2 era bine dacă îl puneam un punct auxiliar, da? Dar n-are nimic, e bine și așa. Ok, aici deja cred că putem să le unim. Nu pot să-l unesc, că se unește cu ăla de sus, nu mă interesează. Lăsăm așa. Mai adăugăm încă un punct. Acesta o să fie un fel de P16, da? Deci de la P22. Hai să uităm și la P16 cum am făcut. P16, if, da, deci cu if trebuie, copy și la slope P1. Deci, delta slope în x, slope în delta aici e P1 și aici formula. If G4, în cazul nostru G5, B4 plus G5 nu am. G5 0,25 grosime 5. Foarte, foarte multe parametri. Ataiete. Deci pleacă din P22, da, deci pleacă de la P22. P22. Da, e ok. Numai că aici B a mulțit la 4. Ia. Dar la 5.
Nici la 5 nu vrea. Deci aici cred că este mai ușor să-i fac punctul ăla auxiliar de la care să plec. Da? Pentru că dacă o să-i fac punct auxiliar, eu o să-l am aici. Și atunci plec cu delta Y în jos și cu slope-ul ăsta de aici. Și atunci toate punctele astea vor fi pe aceeași linie. În cazul în care nu am nevoie de el, o să-i dau punctului auxiliar 0, valoare 0, da? Și pleacă înapoi. Bun. Că altfel nu-l pot nimeri, da? Deci trebuie să dau plus, minus, nu știu ce. Aici poți să-l mai nimerești, să-i zici P2 și plus banda respectivă, da? Aici la fel trebuie să-i dau punctul, un punct auxiliar. Acum mă gândesc că eu trebuie să-l dau aici undeva sus, punctul ăsta, ăsta auxiliar. Hai să-l dăm aici. Îl dăm aici sus, îi scoatem asta. AP1. AP1 eu l-aș lăsa pentru punctul ăsta, în caz că pe viitor voi avea nevoie de el. Deci odată AP1, după care mai adaug încă un auxiliar fără conexiune, ăsta o să fie AP2. Și de aici să plece punctul, restul straturilor, da? Ăsta îl mutăm aici. Ăsta mutăm tot aici. Așa. Dăm un pic mai jos. Asta mai jos. Asta și mai jos. De fapt, puteam să le las pe lateral. Lasă-le aici. Da, deci AP1. AP1, hai să-l defini și pe P1 să fie în P2. Asta ar însemna pe delta X, slope în delta X și pe slope să fie P1, P1 pe delta X să fie L1, L1, da, perfect. Așa. Și pe ăsta 2 auxiliar să fie lățime acostament. Care eu aici am zis banchetă acostament. Hai să zicem lac, îl acostament. Și aici așa se scrie, taluz acostament și am lățime acostament și taluz acostament. Lățime acostament, lac. Deci ăsta 2 la fel are slope în delta X. Lățime aici vine taluz acostament, nu asta. Pantă acostament trebuie să am. N-am pantă acostament. Pantă 1. Deci trebuie să am pac. Parametru pac. Placă de la pantă acostament. Pantă acostament, pantă acostament, care panta de acostament o să fie minus 4, dar nu de asta, dar grade. 4 grade. Panta. Panta acostament. Da, și ăsta este egal cu aici pac, pentru că n-a cu minus, și aici lac. Pac și lac. Ce nu e bine? Și pleacă din AP1. Da, e bine. Pac, lac. Slope. Pac.
Hai, mă, du-te mai încolo, ce stai aici. Slope and delta x. Hai să zicem minus pac. Poate așa vrea. Add link, nu niciun link. Ah, am erori aici. Trebuie să rezolv erorile, că altfel nu merge. Bug is not declared. Bug. Asta o fi banchetă, da, lac, ce să fie. Oricum pe ăsta o să-l modificăm, că deocamdată nu e bine așa cum l-am făcut. În 5 la fel. L. O să plecăm din... Da, uite cum l-a făcut. Întoarcem înapoi la P2. Și nu mai punem minus, punem așa să fie normal. Așa. PAC. LAC. Și deja de la acesta o să plecăm cu taluz acostament avem, da? Deci 1,5 e bine, da? Și în această situație o să ne fie mai ușor să desenăm. Putem chiar să folosim intersecție începând din P10. Pe 15, nu pe 10. Da? În cazul în care AP2 va fi 0, să plece. Bun. Deci, hai să mergem. Stratul 4, da? Ne interesează punctul P16. Să plece slope. Nu. Ne interesează să plece din AP2 cu panta de 4. Slope and delta x. Nu, ce am făcut, mă? Nu e bine. Asta a plecat din P15. P15, dă-l înapoi. P15. Deci mie trebuie să plece de aici cu Y și slope, da? Y, slope în delta Y, da? Și aici băgăm slope, pac. Și la delta Y băgăm minus G1 plus G2 plus G3. Închide paranteza. Pantă. A, nu, pac, nu, pac, tac. Talus. Minus. De la AP2. Așa, parfum. Deci acum am făcut bine. Deci pleacă de la AP2, pleacă în jos cu minus G1, G2, G3. Da? Și pot să-l conectez. Nu pot să-l conectez. O să-l conectez pe urmă. P17 pleacă din P16 cu tac și minus G4. Da. L21, da. L22, da. Și mi-ar mai trebui aici să leg de pe 15. Sau pe 15 nici nu îmi mai trebuie, dacă să o iau așa, pentru că mă leg. De AP2. Nici nu trebuie să mă leg de AP1 aici. AP1. Da, e același lucru. Aș putea să renunț la ăsta. Zic eu, pe 15. Aș putea să renunț la pe 15 sau nu? Hai
Hai să lăsăm deocamdată și vedem. Deci o să mai adaug un link aici. Sau mai bine renunț ca să nu mă complic. Și dacă nu mai noi putea fără el, îl adaug pe urmă. Pe 15 până la pe 16. Asta ca să mă complic. Și ăsta iarăși îl redesenăm, da? 7-2 acum, dacă mă duc și modific lățimea lac ăsta 0,5 sau 1, s-a dus. Da? Și se duce corect 0,3. Cât ține acostamentul? 0,5 sau dacă îi pun eu 0 aici, 0 s-a dus. În AP2 ți-a dus un pic mai încolo pentru că panta asta e de pleacă la 1, da, e interesant. E bine. Vedem cum putem să aplicăm și la proiecte varianta asta, da? Bun, hai să finalizăm și stratul 5, pentru că am început să lucrăm la el. Deci stratul 5, ăsta este punctul P21. P22, hai să încercăm aici să nu mai băgăm P22, dar să ne legăm direct de AP2. De punctul auxiliar AP2 ne legăm, 23 o să dispară și la punctul ăsta îi zicem aici minus taluz acostament, tac. Dacă, da, perfect, minus G1, G2, G3, G4, da, după care mai adăugăm un punct care pleacă din P22, pleacă cu minus TAC, nu, trebuie să dau aici ceva, slope and delta Y, minus TAC, minus G5. A plecat. Și mai trebuie să mai adăugăm aici un punct. Da, ăsta putem să-i dăm să creeze link-ul. La acesta putem să creeze, nu putem să creeze link-ul și la asta tot nu putem să creeze link-ul, o să le unim. Mai adăugăm încă un punct aici și ăsta trebuie să plece din P21. Din P21. Pe 21. Nu, asta e pe 21. Asta trebuie să plece din pe 21. Asta pleacă din pe 21 cu minus G. 4 sau 5, cât este? Minus G5. Minus G5. Ok? Și le legăm. Acum mai adăugăm un link care îi zicem că pleacă din P24 către P23 și ne mai trebuie sus un link. Ne mai trebuie sus un link care pleacă din P21, cred, către P22, către P22. Da? Și ne mai trebuie un shape care este S5. Doar că la S5 este să dau shape code, da? Deci să nu uit să le dau shape codurile astea de aici care le-am adăugat. Adică în cazul ăsta NS5 mai dau un parametru. NS5, da? Care este string. NS5 care este string și la denumire aici scrim balast. Mai mă ce ai? Balast. Și aici scriem nume 5. Nume 5. Nume 5, da? Și aici unde am scris NS5, este să scriu la shape code NS5. NS5. Și dacă dau bifes coduri, apare, da? Balast, da? Caps lock. NS5, da, balast,
Mergem înapoi la nsă 4. Aici trebuie să fie nsă 4. PS. Aici AB, BAD, BA16. 1, 2, 3, 4, 5 straturi. Save. Până aici este bine și urmează ultimul strat. La ultimul strat o să trebuie să dăm cumva, nu folosesc foarte des, dar trebuie de dat la proiecte mai mari, panta la patul drumului să fie de să fie diferită, adică să avem posibilitatea să dăm altă pantă față de partea carosabilă, o pantă mai mare de 4, de 8. Bun, deocamdată atât.